Această emisiune vă este oferită de Standard Oil Hidroizolații. Pentru orice proiect avem soluții profesionale. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea Povești de Succes. Sunt Alina Tudor, sunt coach certificat în mentalități de succes și astăzi vă invit să fim deschiși și să ne lăsăm inspirați de poveștile oamenilor care au obținut succes în viața lor și să extragem conștient acele elemente care ne pot folosi și nouă în călătoria noastră. Astăzi îl avem invitat pe Răzvan Achim, fondatorul companiei Standard Oil Distribution, o companie care are mai mult de 8 ani de când este pe piața din România și care oferă servicii de distribuție carburanți și respectiv distribuție materiale de specialitate în domeniul termo- și hidroizolațiilor, unde desfășoară activitatea cu ajutorul a peste 50 de angajați în prezent. Răzvan are experiență de peste 15 ani în managementul oamenilor. Consideră că oamenii sunt cea mai mare valoare a unei companii și îi place să contribuie la creșterea și dezvoltarea lor. Îi place să gândească out of the box și să provoacă pentru a fi din zi în zi mai informat și mai evoluat și mai educat. Consideră că pe scara evoluției este important să urcăm treaptă cu treaptă, pentru că dacă sărim anumite trepte, pot însemna de fapt, poate însemna sărim etape importante din viața noastră. Își prețuiește clienții și își dorește să, de fapt, și contribuie la creșterea business-urilor acestor. Acestea sunt câteva cuvinte pe care le-am extras după o discuție cu Răzvan și am considerat după această discuție că este un invitat prețios în această emisiune. Așa că îți mulțumesc tare mult, Răzvan, pentru că ai acceptat invitația de a fi astăzi aici. Bună ziua, bine v-am găsit. Pot spune că sunt extrem de onorat să discut cu tine, Alina. Ne putem tutui. Da. Așa, sigur. Perfect. Tot ceea ce facem în viață ar trebui cumva să fie un exemplu și consider că atunci când ne dorim să fim lideri buni în ceea ce facem, nu trebuie să o impunem. Liderii cumva sunt recunoscuți sau autoritatea supremă este cea morală. Și dacă noi avem grijă de oamenii cu care interacționăm și suntem cumva dirijați doar în zona de a contribui mai mult decât a aștepta ceva. Uh-huh. Consider că atunci când intri într-o locație, când discuți cu anumiți oameni, sunt mult mai deschiși să discute cu tine, pentru că el știe că va găsi ceva la tine. O informație bună, un job mai bun, o viziune despre unde ar putea ajunge în cazul în care face un curs anume sau, de ce nu, semnarea unui contract cu noi în vederea îmbunătățirii stării de fapt și, efectiv, tu așa aduci plus valoare. Trebuie totdeauna să te gândești la celălalt și nu la tine, la ceea ce primești. Cred că toți ne trezim dimineața exact cu lucrul ăsta. Să mă ajute cineva astăzi, să merg într-o anume zonă, poate mă sprijină cineva. Dacă am schimbat puțin această paradigmă, aș putea spune, și am ajunge în zona în care ne-am gândit cu ce pot ajuta eu, s-ar putea să primim mai multă susținere și să avem un vibe mai bun. Pentru că fericirea vine, consider eu, din momentul în care oferi și nu în acela în care primești. În momentul în care oferi, vezi bucuria pe chipul omului și cumva te bucură parcă mai mult decât atunci când primești ceva. Da, așa este important să și o schimbare, de fapt, de perspectivă asta. Cum ar fi să mă trezesc dimineața și să mă gândesc ce pot să ofer azi? Da. Și ce se schimbă în viețile noastre. Da, pentru că de obicei exact ce ai spus e alta gândirea. Ce pot să, cum pot? Cum pot să rezolv lucrul respectiv? Pe cine mă bazez? Cu cine pot lucra astfel încât să mă sprijine să îndeplinesc obiectivul?
Hai să schimbăm puțin așa lucrurile. Și Mariei mele, fetiței mele de 6 ani, îi spun același lucru dimineața: tati, trebuie să facem, mulțumesc, trebuie să facem o faptă bună astăzi. Și de fiecare dată când o iau de la școală, înainte de la grădiniță, se ocupa mai mult soția să o și ducă soția, pentru că era într-o zonă din București. Acum am schimbat rolurile și o duc eu la școală. Și dimineața îi spun, mi-aș dori ca astăzi să faci o faptă bună și pe seară să vorbim un pic despre ea. Chiar ieri, atunci când am luat-o de la școală, mi-a spus că a căzut cineva și l-a ridicat de jos. Toți ceilalți râdeau și ea l-a ridicat de jos pe acel băiat care s-a împiedicat. Și acum este cel mai bun prieten al lui, al ei. Cumva e un plus, valoare, că ai ajutat, ai sprijinit. Indiferent de ce decizie iei și cum iei, este bine să gândești așa. E mult mai sănătos, părerea mea, din experiență avută și în direcția aceasta de mai mult a aștepta decât a oferi. Și consider că vin mult mai multe lucruri atunci când oferi mai mult decât te aștepți să primești. Așa este. Cred că e un secret în asta și mulți oameni nu știu sau nu s-au gândit niciodată că de fapt lucrurile stau exact invers. Ca să primești mai mult trebuie să începi să oferi, de fapt, și să oferi mai mult. Corect. Da, așa începe acest nu știu cum să numesc. Este efectiv viața pe care ar trebui să o trăim cu toții. Am cunoscut-o dintr-o situație banală, natură, nu altceva. Am plantat 120 de cireși. Ca să pot, acum 9 ani de zile, ca să pot să primesc roadele de la acei copaci, au trebuit să treacă vreo 6 ani. În cei 6 ani doar am muncit, doar am oferit mai mult. Adică de aici îmi dau seama că noi trebuie în viață să oferim mai mult. Ne dorim mai mult, dar inițial suntem foarte precipitați că uite, am făcut investiția, am făcut lucrul ăsta, de ce nu primesc imediat? Este evoluție, pur și simplu evoluție. Evoluția este bazată în principiu pe investești timp, bani, atenție, responsabilitate, investești acolo și la un moment dat o să vină și roadele. Cu cât investești mai mult, cu atât roadele sunt mai mari. Uh-huh. În al 6-lea an, după multă muncă, în timpul business-ului cumva, weekendurile, în loc să mă stau să mă relaxez, mergeam împreună cu familia și hai să curățăm, să stropim, să avem grijă să nu-i atace diversele boli. Și au venit și roadele. Cea mai fericită a fost Maria atunci când și-a scos toată grupa de la grădiniță și a zis să mergem la cules de cireșe. Și a fost foarte mândră că este în livada ei. Da, da, a fost chiar o experiență. Da. Și e important asta, da. Că de multe ori vrem rezultate imediate și uităm că, de fapt, după ce am plantat, e ca și cum am plantat o sămânță și după aceea ne ducem, a crescut, în loc să-i punem apă, să-i creăm toate condițiile ca ea să ferim timp. Planta, să, da. Da. Să crească. Și asta, da, e frumoasă, foarte frumoasă analogia asta pe care ai făcut-o, pentru că, de fapt, și în viață se întâmplă la fel atunci când vrem să realizăm ceva și uite, mai acum vorbim de afacerea ta, că ți-au trebuit 8 ani ca să ajungi aici. Da. Dar n-a fost de pe zi... N-a fost de pe zi pe alta. Exact. Chiar și dacă a fost experiență foarte mult în spate, că am fost angajat în Rompetrol din 2006, luna septembrie. Adică, câți ani aveai, Răzvan? Atunci 18 ani. Adică... A fost pentru mine o experiență plăcută. Începusem să lucrez încă din copilărie, nu chiar dacă starea financiară a părinților era într-un anume fel. Deci era bună. Bună. Foarte bună a fost, pot spune. Adică nu ne-a lipsit absolut nimic. Tatăl meu se ocupa de întreaga familie și era o persoană foarte atentă la detalii. Niciodată, chiar dacă a avut mai mult, nu ne-a oferit mai mult în partea de valori, în sensul valori materiale. Adidas și training-ul, ce ne doream noi în perioada respectivă. Vreau Adidas. Nu, nu. Trebuie să mergi la școală cu o calitate medie. Vrei mai bun? Nicio problemă. Trebuie să muncești pentru asta și vei ajunge să-ți cumperi singur la un moment dat. Ce vrei tu? Ce firmă vrei tu? Și mergeam totdeauna pe mediu, astfel încât pe noi să ne... atât pe mine cât și pe fratele meu, să ne focuseze în direcția trebuie să muncim, să
avem ceva și să prețuim mai mult, de fapt. Pentru că altfel nu există prețuire. Și la vârsta de 17 ani am plecat în Spania. Înainte de asta, la 14 ani, am avut primul job la unchiul meu într-o tinichigerie. Am desfăcut o mașină complet. În fine, toată vara am muncit pentru o pereche de blugi pe care mi-am dorit-o eu. La fel, dacă stau să mă gândesc acum, îmi dau seama că prețuiam mai mult lucrurile materiale decât valoarea în sine a experienței, a ceea ce urma să învăț, și n-am prețuit, că am învățat cum să desfac o mașină de la zero și am prețuit mai mult când mi-am cumpărat o pereche de blugi. Da? Dacă da, erai seama, copil, sigur. Da, experiența asta ți-a dacă folosit. Dacă nu aveam, nu aveam cum să povestesc acum despre ea, să înțeleg ce e bine și ce e rău. Cum zicea Socrate, în tot setul lui de întrebări, întotdeauna o viață necercetată este de fapt o viață netrăită. Și cumva așa trebuie să preiei fiecare lucru. Și, în fine, în Spania, în timp cei 18 ani acolo, a fost greu primele 3 luni, în perioada verii, adică terminam școala și am plecat cu un văr de-al meu, mi-a făcut tata procură, foarte supărat la momentul respectiv că nu stau alături de el și nu învăț lucruri față cu el, numai că pot spune că era un fel de nuc. Atunci când, de ce zic nuc? Pentru că în livada cu cireș, cineva a pus un nuc lângă livada. Toți cireșii din preajma nucului pe care i-am plantat au rămas la același nivel când nucul a crescut. Nu s-au stricat, n-au pățit nimic, dar au rămas la același nivel, adică 3 cm grosime trunchiul. Și mi-am dat seama că a fi nuc înseamnă să tu le știi pe toate, tu le cunoști pe toate, nu lași pe nimeni pe lângă tine să crească. Ei rămân la același nivel. Tu ești cel mai puternic. Și cumva lucrul ăsta pe care l-am făcut atunci de a ieși de sub umbrelă a fost foarte important pentru dezvoltarea mea. Acolo am înțeles ce înseamnă să trăiești de la zi la alta și să lucrezi de dimineață până seara, să încasezi niște bani, să-ți faci singur de mâncare, să... Până atunci era tot o casă verde și frumos. Te-ai responsabilizat. Asta a contat foarte mult pentru parcursul tău profesional. Da. Da. Și acum, revenind la business și la ce servicii oferiți voi, dacă poți să ne spui puțin despre asta. În momentul de față, Standard Oil este... Bine, de la început a fost divizat parte de distribuție carburanți, unde livrăm carburant și servicii, atât magazin cât și bar, în stațiile de distribuție carburanți, luăm petrol. Trei locații sunt. Și cealaltă divizie, partea de materiale de construcții de specialitate, termohidroizolante, unde, la fel, am căutat ca ele să aducă plus valoare în ceea ce clientul are la final, așa cum se întâmplă și în partea de carburanți, rompetrol. Mașina funcționează mult mai bine și ne uităm la un standard de calitate de la primul până la ultimul. Și partea de carburanți și partea de personal pe care îl avem și verificăm în mod constant modul în care facem lucruri și să creștem. Se este un standard. Standardul de calitate pe parte de produse interior, magazin și bar. Ne mutăm în cealaltă divizie și vorbim de același lucru. Sunt produse care aduc în cadrul proiectelor un mare plus. De ce? Termohidroizolațiile de obicei produc cele mai mari daune unor clădiri. Ca să zic așa, dacă se infiltrează apă, încep problemele majore pe care nu și le dorește nimeni, și că vine vorba de bacterii și multe alte lucruri, a reface un acoperiș durează extrem de mult și foarte costisitor. Da, pentru că se oprește producția, se oprește... Tot. Oprești producție în hală, poți strica utilaje, toate lucrurile, la toate lucrurile astea ne-am uitat înainte.
Adică care sunt consecințele faptului consecințe, că un lucru nu este bine făcut de la bun început. Corect. Da. Dacă nu îi oprește activitatea, business-ul nu mai funcționează, s-ar putea să nu mai respecte contracte, mai departe și el să ajungă să închidă business-ul ăla și implicit oameni care sunt angajați și tot așa. Totul este un lanț care, la un moment dat, o zi, dacă este mult mai vulnerabilă, ajungem să avem o problemă per total. Pot spune cu tărie că așa cum am făcut în locații, în stația de distribuție carburanți, așa facem și aici. Ne uităm întâi la ceea ce are nevoie clientul și selectăm atent problemele pe care le poate întâmpina în proiectele de le implementează și noi oferim produsul optim. Niciodată nu mergem pe ideea hai să tragem pe client. Că nu știu dacă se întâmplă lucrul ăsta o dată, de două ori în piață, după care oamenii nu te mai aleg. Bineînțeles, te cunoaște lumea, adică cei care se bucură că astăzi pot păcăli pe cineva, mâine nu o să mai aibă. S-a închis business-ul. Bineînțeles, da. Pentru că devii recunoscut că exact, de pe piață. Atare. Da, da. Partea de, dacă pierzi un produs, așa cum era, nu știu, într-un film, mi-a plăcut foarte mult ideea asta, pierzi un bun, n-ai pierdut nimic, pierzi sănătate, pierzi ceva, dacă pierzi reputație, ai pierdut tot. Pentru că oamenii te recunosc ca atare, așa cum ești tu. Așa cum ești tu, nu cum îți închipui. Da, da. Ci cum ești, de fapt, în relația cu oamenii. Da, prin faptele tale, prin comportamentul pe care le ai. Exact, exact, exact. Nimeni nu poate să-ți aducă plus, ci doar tu. E, de fapt, o luptă internă, până la urmă, a ta cu tine, să fii mai bun mâine decât ai fost astăzi. Și asta trebuie să rămână în mentalitatea fiecărui om atunci când vrea să intre într-un business, când vrea să performeze acolo unde cred că în general în viață și asta e întrebare, cum pot să fiu mai bun și pentru că întotdeauna, toată viața avem de învățat și de atâta timp cât rămânem deschiși și pentru că atunci când zici nu știu totul este te-ai limitat. Eu cunosc tot, eu știu tot, eu limitat. Am experiență. Da, nu mai intră, nu mai e loc pentru altă informație și poți pierde mult, cred eu. Da, foarte mult. Așa a fost momentul în care am plecat din Rompetrol și am ajuns într-un business care nu are nicio treabă cu discuția noastră de astăzi. Ne-am oprit pentru că acel om nu avea un canal și un mod de comunicare corect și am revenit în această parte alături de un asociat. De obicei, în business-uri, unii deci, spun, înainte, când a fost un Rompetrol, da. La mijloc a fost un partener, pot spune, de business, care a prezentat un proiect frumos, dar mai mult se baza pe mine și el să nu facă nimic și atunci, cumva, lucrurile nu funcționează când cineva încearcă să profite mai mult de cunoștințele celuilalt și cumva, ok, am venit eu cu o parte financiară, tu cu o parte financiară, cumva trebuie să ne și împărțim rolurile. Corect, corect. Și dacă stabilim ceva, din punctul meu de vedere, asta se întâmplă și cu angajați, și cu clienți, și cu absolut oricine. O să fac lucrul ăsta în cameră. Asta e o carte de vizită, în fine, este dintr-un carton. Dacă o voi îndoi, nu o să mai pot aduce niciodată la starea inițială, pentru că ea rămâne o urmă așa pe ea, dacă vă veți uita. Da, da, da. La fel este și încrederea. Dacă ai pierdut-o, nu prea mai ai cum să funcționezi unul cu celălalt. Asta consider. Exact ca și încrederea. Dacă am șondat-o odată, nu mai am cum să o aduc la starea inițială. Indiferent de orice aș face ulterior, tot va rămâne în mintea celuilalt dacă se întâmplă și în următorul business. Deci nu mai poți să clădești, în principiu. Și atunci am zis stop, în pauză și începem o altă activitate atunci când ne va oferi oportunitatea viață. Că așa a fost atunci. Și după o plimbare în Maroc, după un city break, aș spune, în Maroc, ne-am cunoscut acolo cu două persoane dragi nouă și acum. Iar el este asociatul meu în companie. Și pot spune că niciun business
nu poate fi dezvoltat dacă n-ai un partener de business orientat către a face împreună cu tine lucruri. Când nu poți, mai poți tu, poate el. Când, și atunci tot timpul este un plus să ai pe cineva lângă tine, măcar să te sfătuiești. Ai o idee. Cineva care să te aducă cu picioarele pe pământ. Uite, am ideea asta, mergem în zona asta. Da, dar uite, vezi că n-ai văzut asta. Dar asta vorbim atunci când ai început acest business. Da. Aveai în minte ideea asta de business, știi, avea da. O viziune atunci sau o direcție spre care da. Voiai să te îndrepți? Da, asta cu partea de benzinării și de administrare a lor și de distribuție carburanți am avut-o pentru că experiența acumulată în anii, atât timp cât am fost angajat în Rompetrol, am pornit de pe funcția de lucrător comercial, cum spuneau clienții, omul de la pompă. Și am luat-o pe pași mărunți. Șef de tură, șef de stație, coordonator de zonă, toate au urmat așa. După coordonator de zonă am fost project manager la nivel național pe stații de benzinărie de incintă. În același timp am ajutat și am fost delegat ca și director tehnic în cadrul Rompetrol. Și atunci, cumva, experiența avută în toți anii ăștia au contat în ce urma să facem în locații, în stațiile de distribuție, cunoscând tot lanțul. Deci, ok, și aveai, deci aveai viziunea, știi da. Că vrei să-ți faci un business și ce fel de business. Și, practic, te-ai hotărât atunci când ai găsit acest partener sau începusei deja? Nu începusem nimic, așa și început. Hai să preluăm două locații, două stații de distribuție, hai să mergem să vedem ce putem face în ele și ce putem aduce plus valoare. După acest lucru am intrat și în cea de-a doua divizie, adică ceea ce el cunoaște extrem de bine, așa cum cunoșteam eu partea de benzinărie, așa cunoaște el extrem de bine partea asta de termohidroizolație. Lucru care ne-a ajutat pentru că eu aveam o viziune despre partea de benzinărie și atunci el venea cu uite, cum aș vedea eu partea comercială, cum aș vedea eu lucrurile în varianta asta de benzinărie și invers eu în cealaltă parte. Și v-ați completat. Perfect. Super, super. Da, da. Implicându-te într-un domeniu, uneori devii părtinitor și nu mai vezi atât de bine. Pot spune că știi rezultatul final pe care îl poți avea, numai că nu e în calcul variabilele din jurul tău. Pentru că ai așa o putere supremă să gândești că n-are cum să mi se întâmple mie nimic, totul este perfect, eu știu care-i drumul, știu pe unde am mers, de acord. Dar trebuie să mai vină și cineva din exterior să-ți spună cam cum ar vedea. Ai avut un sfătuitor, mentor pe drumul ăsta de spre antreprenoriat? Foarte mulți. Foarte mulți. Pentru că mie îmi place să fiu deschis. Și deschis la orice informație. Chiar dacă mă doare pe moment, atunci când cineva spune crud, vezi că acolo ai greșit și era cât paci să o dai de gard, în ghilimele, n-am avut situația asta deci niciodată. Deci ai sfătuit. Da, clar. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o? Sau dacă poți să-mi spui cine a fost mentorul tău? Sau ai zis că ai mai mulți? Okay. Sunt mai mulți și n-aș vrea să supăr pe vreunul dintre okay, ei, atunci, pentru că da, ca, și nume, ca și nume n-aș vrea să merg în zona asta, dar o lecție, da, o lecție pe care am primit-o a fost fix la momentul preluării acestor două locații, mentor fiind actualul asociat. Da? Pot spune că în acel moment, în acea clipă, a fost mentorul meu și eram extrem de tensionat. Controale care urmau să vină, conformitatea lucrurilor pe care noi le desfășuram acolo, garanțiile pe care le-am lăsat pentru a deține acest business, făceau să plece pe creștetul capului multe lucruri și cumva el a venit cu dăm un pic norii la o parte, hai să vedem că facem lucruri corecte. Facem lucruri bune, știm pe ce ne bazăm, nu trebuie să avem frici. Adică eu lăsasem la momentul respectiv lupul să conducă în mintea mea și el a venit și a spus stop, nu asta este varianta. Pot vorbi puțin despre mentorii externi cumva din viața mea și aș putea spune că
John Maxwell, spre exemplu, este unul dintre oamenii pe care îi ascult cu drag de fiecare dată atunci când vorbesc despre experiențe și despre ce am putea face în viața astfel încât să îmbunătățim totul în jurul nostru. Și ce m-a ghidat extrem de mult a fost Dale Carnegie cu Secretele succesului. Răzvan, trebuie să ne oprim un pic pentru o scurtă pauză publicitară. Revenim imediat. O emisiune oferită de Standard Oil Hidroizolații. Am revenit. Răzvan, spuneai de mentorii externi, de Dale Carnegie și de Maxwell. Spune-mi, te rog, ce principii ai asimilat și tu din învățăturile lor și ai aplicat, aplici în viața ta? Da. Principalul este acela de a oferi mai mult decât a aștepta să primești și asta se întâmplă în fiecare zi atunci când interacționez cu oamenii pe care îi avem în echipă. Sunt 55, peste 50, cum spuneai și tu la început. Clar, trebuie să existe un mod corect de a comunica cu ei. Și asta, dacă vom critica mai mult decât încurajăm, nu vom ajunge să avem un mediu propice, tot timpul să existe schimbări, oamenilor să plece. Chiar voiam să te întreb despre asta, pentru că sunt mulți manageri care folosesc critica pentru a corecta greșelile angajaților. Ce părere ai despre acest lucru? Critica este binevenită atunci când o oferim unul la unul și în niciun caz în public, astfel încât să fie luată în mod constructiv, atât timp cât mai există și un factor extern, încă o persoană, deja ajunge să fie spectacol și lucrurile se opresc acolo. Nu ți-ai făcut decât un dușman. Noi trebuie să gândim în permanență ce generează în comportamentul celui din fața noastră atunci când transmitem ceva. De fapt, este cheia. Cheia pe care eu vreau să o folosesc. În ce direcție vreau să ajung cu acest om? Dacă nu știu cum să-i transmit, să țin cont de toți factorii pe care el îi are la acel moment. Diversele lucruri pe care le întâmpinăm cu toți în viață. Și atât timp cât eu țin cont de ceea ce tu ai ca și probleme astăzi, cu siguranță, atunci când îți voi oferi o critică, da, de moment, îți voi transmite ceva, vei îmbunătăți. De obicei e bine să vină ultima. Cumva, după ce tu ai vorbit un pic despre ceea ce a făcut și ai văzut că a făcut bine acel om, să apară și partea ce ai de îmbunătățit. Eu așa o văd. Deci critica, de fapt, critica e cu ghilimele. Cu ghilimele, da. Am înțeles. Critica propriu-zisă, cea pe care o primeam poate și în copilărie de la bunicii noștri, care nu aveau skill-urile pe care noi acum le avem, sau abilitățile de a face lucrul ăsta, consider că trebuie să o schimbăm. Trebuie să vedem atunci când intrăm într-o cameră, atunci când intrăm undeva și vedem ceva, cred că cel mai important lucru este să începem cu ce e bine. Pentru că noi validăm tot ceea ce avem în jurul nostru, dar sunt bine, deci e ok, nu trebuie să vorbesc despre ele. Trebuie să vorbesc decât de ce e mai puțin mare bine. Mare lucru ai spus acum și mi-aduce aminte de Ken Blanchard, este un trainer și autor în area asta managementului oamenilor și spune niște lucruri foarte interesante, eu am rezonat pe deplin cu ele, și anume să surprinzi oamenii când fac ceva bine și să spui, să le spui asta, să-i apreciezi, iar atunci când greșesc, să le vorbești despre greșeală, să le redirecționezi și iar la final să le spui că sunt mult mai mult decât greșeala lor, că și că îi apreciezi în continuare. Corect. Și este cumva Este în acord cu ceea ce este în acord, exact. Adică uităm, de fapt, prin apreciere creștem. Asta spun. Da. Oamenii care încurajează și apreciază mai mult decât critică pot mișca lucruri în viața asta. Și cred că fiecare dintre noi avem câte un exemplu care ne-a dat plus valoare în direcția asta. Eu l-am avut pe bunicul meu care îmi spunea, da, Răzvan, ai greșit, nu e nicio problemă, hai să facem din nou.
Hai să vezi, că uite, ți-a ieșit bine asta, ți-a ieșit bine asta. Am făcut un scaunel atunci când eram mic. M-am uitat la un altul pe care l-avea și am luat o bucată de lemn și m-am apucat să tai cu fierăstrăul la ea și cumva bunicul meu nu lăsa pe nimeni să umble în scule și în orice avea el și erau ale lui. Pe mine m-a lăsat să fac lucrul ăla și dacă nu mi-a ieșit bine, hai să o luăm de la capăt, hai să mai începem o dată, hai să vedem cam ce facem bine și ce am făcut mai puțin bine. Asta fac și cu oamenii pe care îi avem în stații și în zona de vânzări, de fiecare dată se blochează doar în lucrurile pe care le fac mai puțin bine. Implicit ei se blochează în asta. Pentru că doar asta văd, doar asta aud, doar asta primesc de la noi ca și lideri. Nu vreau să merg în zona de manageri, pentru că managerii de obicei tratează pe toată lumea la fel. Liderul tratează în funcție de abilități și de performanțele pe care le are fiecare, de skill-uri. Îmi doresc mult să am sub mine întotdeauna lideri care își iubesc în primul rând echipele, că asta este primul lucru pe care trebuie să-l oferim, să iubești ce ai, să nu simtă nicio secundă că tu stai să-l prinzi cu ceva. Ha, te-am prins! Pentru că atunci când te simți vânat, faci lucruri mai puțin bune. Atunci când te simți susținut, la fel, te duci în cealaltă parte, în partea opusă, în asta de a demonstra, de a te face mândru pe tine, cel care l-ai apreciat mereu, că uite ce bun sunt eu, uite cât de departe am putut ajunge eu. Cel în care mulți n-au crezut. Asta am făcut atunci și când am preluat. Adică erau oameni care erau tensionați că nu fac nimic bine. Și zic, ok, hai să analizăm întâi tot ceea ce tu faci, că poate sunt și lucruri bune pe care le faci. Și e imposibil ca în viața asta persoanele din jurul nostru să n-aibă minim o abilitate foarte bună, nedescoperită, pentru că nu și-au pus întrebări, pe care o fac extrem de bine. Sau pentru că se focusează foarte mult pe ceea ce nu funcționează, pe negativ. Corect. Da, asta e o mentalitate. Ce nu merge, vedem ce nu merge sau ce lipsește, dar nu vedem ce este. Exact. La ce suntem buni? Că așa și crește încrederea. Văzând și partea asta bună, că altfel cum? Dacă nu o vedem și nu o auzim, nici nu avem cum să ne dezvoltăm. Ne creăm, ne setăm niște bariere și nu mai trecem peste ele. Da. Deci, din experiența ta, ce îi motivează pe oameni? Cel mai mult motivează discuția unul la unul pe care o ai. Te așezi și vorbești cu el. Și ai o discuție deschisă și îi oferi sprijin moral pentru orice lucru pe care tu-l ai. Vine și partea financiară, că e normal să o avem. Cum o văd? O văd ca și un vapor pe apă, căruia, dacă tu vrei să se miște, trebuie să-i dai apa necesară sub el. Apa necesară sunt exact banii pe care trebuie să-i oferim atunci când ne raportăm la salariu. Da? El trebuie să fie îndeajuns să poată supraviețui și să poată să-și achiziționeze lucrurile pe care și le dorește, să n-aibă o frustrare. Nu putem oferi mai mult decât oferă piața, dar să fim un pic peste și să fim întotdeauna acolo, să verificăm ceea ce se întâmplă în piață. Când vine vorba de inflație, când vine vorba de prețuri, de creșterea prețurilor, să fim permanența acolo. Și dacă își dorește mai mult, dacă vrea să meargă la un film, dacă vrea să meargă într-o vacanță, dacă avem cunoștințe între noi care pot face lucrul ăsta și să obțină un preț mai bun și atunci discuțiile întotdeauna contează. Uite, vreau să plec, aș vrea să merg și eu în vacanța X. Ok, bun, cunoaștem pe cineva care face lucrul ăsta și poate obține un preț mai bun acolo. Dar în același timp trebuie să ții și un angajament. Avem luna asta de făcut 300 de carduri persoană fizică, care la rândul lor au și ele beneficii pentru clienți. În sensul în care tu, dacă achiziționezi în mod normal într-o benzinărie fără să ai niciun card de fidelitate, pierzi 10%. De ce ei pierde? Dacă al tău operator are un obiectiv către care se uită, adică acela de a pleca în vacanță, și trebuie să îndeplinească niște lucruri, în sensul în care să vorbească un pic despre niște beneficii pe care stația le poate avea dacă aduce acel card, toate lucrurile încep să funcționeze. Da. Și care și clientul pleacă mulțumit. Clientul merge mulțumit, operatorul va pleca în vacanță mulțumit. Eu sunt mulțumit per total că la noi ajung mai mulți clienți decât în mod normal în celelalte companii. Trebuie să ieșim cumva din cutie.
Niciodată nu trebuie să mergem după... Ok, regulile sunt stricte, trebuie să le vedem, știm despre ele, dar uneori trebuie să mai ieșim puțin din poză, să ne uităm unde am putea îmbunătăți. Dacă nu ieșim și rămânem strict acolo, da, nu o să da. Vedem întreagă poză. Nu vezi imaginea de ansamblu, vezi, te concentrezi pe un detaliu, cum exact. Zice, vezi pe copac și pierzi și pădurea. Și pierzi pădurea. Da. Pentru că ai copaci în față și da, niciodată da, nu o da, să da. Poți da. Să treci peste poziția da. Că n-ai cum. Te întorci, ce ai face, vezi copaci și trebuie să te ridici un pic ca să îi vezi pe toți corect. Starea de spirit a fiecăruia contează și mult, mult într-o companie contează concurența pe care tu o creezi internă. Concurența loială, concurența aceea de a aduce operatorii, coechipierii, de a aduce în cadrul echipei motivați să vină astăzi la muncă. Să-și doboare încă o cantitate vândută, încă un, în funcție de fiecare business cum funcționează, da. Nu trebuie să-l las în zona în care poți face același și același lucru zilnic și să vrei să ai rezultate diferite. Adică faci un pic de stretching. Exact, stretching-ul ăsta. Trebuie să-i scoți da. Un pic din zona de confort. Dacă nu ieși din zona de confort, nici nu o să câștigi mai mult. Dacă nu te deschizi să înveți în fiecare zi ceva nou, la fel, e o problemă. Îmi place să văd asta. Din păcate, perioada în care noi suntem acum, tehnologia și toate informațiile care vin sunt multiple. Și atunci nu culegem chiar tot ce e bun. Da, e mare lucru ce ai spus și clar că și oamenii se dezvoltă datorită mediului, da. Da? Adică faptului că se simt susținuți, că au încredere, aveți încredere în ei, da. Asta le permite să crească, să își dorească să facă mai mult și mai corect. Mult. Corect, da. Corect. Care sunt obiceiurile care te-au adus aici, Răzvan? Obiceiurile sunt... În primul rând, trezitul de vreme și ajunsul acolo la muncă, atunci, nu atunci când trebuie, când este fix momentul X, ci puțin înainte, la astfel încât să-ți faci un plan. 4 dimineața îmi fac planul, știu ce urmează să întâmpin în timpul zilei și cumva validez tot ce s-a întâmplat o zi cu o zi înainte, verific tot ceea ce urmează, astfel încât ce întâmpinăm să nu ne punem într-o stare de stres și să preîntâmpinăm. Rezitul ăsta la 4 dimineața a fost, ți-ai propus asta? A fost un obiectiv? Da, ăsta este un obicei pe care mi l-am propus încă de la momentul la care am fost angajat în Rompetrol. Mi-am dorit cumva să existe o recurență atunci când mulți dorm. Ești cel care gândește cumva planul pentru următoarea zi. Și ești cu un pas înainte. Îmi place foarte mult să fiu cu un pas înainte și să fiu loial, nu altfel. Adică păi nu să încerc să pun piedica da, cuiva da, da. Și eu să fac un pas înainte, ci ok, ies să din zona mea de confort, tău, cumva să gândești. Să poți să gândești. Să gândești, da. Și alt obicei? Mai este și altceva ce te-a ajutat? Adică ca și obicei, niciodată de a te mulțumi cu un client care doar este mulțumit pentru ceea ce tu îi oferi. Trebuie să-l dai pe spate. Ăsta este un obicei pe care încerc să-l am de fiecare dată, atât eu cât și să-l dai operator. Pe spate, să-l adică? Dai pe spate pe client, în sensul în care, ok, e bine, ăsta este prețul pentru carburant, da, bun. Ce mai ofer suplimentar? Trebuie să vin cu timpul tău liber care ți-l oferă acest sistem de alimentare. Tu vii și petreci timp în stații, primești beneficiile X. Nu te opri doar la primul pas. Gata, e mulțumit, a semnat pentru că e repede și își dorește adică să... Adică peste așteptări. Peste așteptări. Să, fie, da. Să dai da, ceva da, da. În plus. Puțin peste. Puțin dacă, peste, dacă, să nu se aștepte nu clientul. Nu se aștepte. Da, 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 exact. Fie... Nu-i spui nimic. În oferta pe care o transmiți este fix legată de parte comercială, dar celelalte lucruri conexe să fie transmise de către tine, astfel încât el să zică, wow, da, așa vreau. Și atunci vei avea mult mai mult plus. Este un obicei pe care încerc să-l setez de fiecare dată cu oamenii pe care avem în zona de vânzări. Nu vă duceți să vindeți. Dați clientul pe spate cum?
Am auzit că vor pleca 3 oameni din șantier. Cunosc 3 băieți care ar putea să vină la muncă. Vreți să vă fac conexiunea, să vorbiți un pic cu ei? Să... Deja au trecut la un alt nivel. Te consideră pe tine o persoană utilă. Tu ești cel care ajută, sprijină și nu ai venit să vinzi. După care vine și vânzarea. Unul dintre oamenii pe care avem în echipă a crezut mult în ceea ce am transmis, adică e unul dintre cei care crede cel mai mult în ceea ce le spun și și aplică. Au fost situații în care efectiv ceilalți ziceau, nu, am pierdut proiectul. Nu. Pentru că a ajutat în trecut, pentru că a fost acolo atunci când a avut nevoie de sprijin, că a fost vorba de o mașină care a fost stricată a directorului firmei și el știa un service și a ajuns să-l ajute fără să obțină ceva financiar de la acel om. Pur și simplu doar să conecteze și să ajute în momentul respectiv a făcut ca vânzarea să existe, chiar dacă noi avem un preț mai mare. Asta e mare lucru ce spui, Răzvan. Și adică tu vorbești de promovarea unei culturi în care, de fapt, nu ne concentrăm doar pe a ne vinde produsele, ci pentru cum ne putem să fim de folos clientului. Corect. Asta adică este... să-l ajutăm. Da. De partea de contribuție. Că vorbeam... Asta este primul, da. Primul lucru. E o valoare importantă pentru tine, contribuția. Da, da. Contribuția. Contribuția este, pornind de la pompă, spre exemplu, atunci când clientul vine și vrea să alimenteze, nu merg la fel ca restul și spun vreți să vă ajut? Este cea mai slabă întrebare pe care poți să o aplici. Nu, dați-mi mie voie să vă ajut. Atunci clientul se dă o parte, uite, cineva care chiar își dorește să facă asta. Contează extrem de mult non-verbalul, paraverbalul, sunt lucruri care sunt importante în transmiterea unui mesaj și este foarte corect să le folosești bine în business, dacă vrei să-l dezvolți, dacă vrei să rămâi la... Vrem să facem același și același lucru zilnic, teoria prostiei dată de Albert Einstein. Fă același și același lucru zilnic, n-ai cum să ai rezultate diferite. E imposibil. Corect, corect. Da. Da, da. Da, și vorbind de serviciile tale, ce face posibil pentru clienții tăi? Ce devine posibil pentru ei în timp? În timp, unul, conectare, în sensul în care sunt foarte multe companii ce au nevoie de mobilitate. Adică mi-a plăcut domeniul în care am ajuns, ăsta al benzinăriilor și al carburantului, pentru că el leagă cumva foarte multe companii. Și dacă ești destul de deschis să poți să-i conectezi între ei, în sensul în care cineva are produse de livrat la Brașov, ai un alt contract cu altcineva care are o companie de transport, efectiv, tu îi pui în legătură pe cei doi și ei funcționează foarte adică bine. Adică tu te împreună. Gândești aici, nu numai la ideea asta de a conecta oamenii, adică tu îți vezi clienții, vezi, ok, contribui la business-urile lor, dar în același timp te gândești cum poți să-i conectezi pe corect, oameni. Corect. Și mi se pare un lucru, cum poți să lucrezi împreună. Să... Da. Mi se pare un lucru extraordinar asta. De... Este viziunea de anul viitor. Dacă reușesc ca cele 300... 20 de firme pe care am reușit să le aducem în cadrul proiectului nostru, să creăm un eveniment frumos la care nu să vindem, ci pur și simplu doar să ne cunoaștem, doar să știm unii despre ceilalți și doar să... Unde vei fi și tu invitată, bineînțeles. Cu mare drag. Unde să predăm poate din anumite abilități pe care le avem și către ei, astfel încât să îmbunătățească. Da, tot pe ideea de contribuție. Da, atât. Aici mi-aduc aminte aici de Napoleon Hill, care e părintele dezvoltării personale. Într-una din cărți vorbește de grupul minților luminate, strălucite, și ideea asta a fost preluată de la Andrew Carnegie, care a fost un magnat al oțelului și care atribuie averea lui celor 50 de oameni pe care îi avea în jurul lui, mințile strălucite, atâta. Da? Deci atribuie averea acelor oameni, celor oameni cu care el, deci ei se întâlneau și împreună lucrau pentru obiectivele lor. Și asta mi se pare extraordinar. Pentru că așa cum am și văzut, ai un proverb ăsta african din prezentarea ta și mi-e place foarte mult. Da. Dacă vrei să... Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi însoțit. Și atunci cu toții ne dorim să ajungem departe. Trebuie să ținem cont, să-l avem în minte. Ok, vreau să mă descurc foarte repede, o să mă descurc, dar până la un anumit nivel, aici. Dacă vreau ceva mare, trebuie să merg însoțit, adică
cu toții avem abilități și e bine că suntem diferiți în viața asta, din fericire suntem diferiți, trebuie să facem asta. E important mindset-ul ăsta, să cum anume ne putem ajuta, pentru că așa de fapt creștem și creștem împreună, creștem mai bine, mai mult, mai frumos. Ajungem mai departe. Vezi că sunt puține, adică e important să ieșim din mentalitatea asta, din punctul meu de vedere, că individualistă e pentru mine. Egoistă. Da. La ce tot, putem tot noi să facem, vrem, cum noi. Ne putem sprijini unii pe alții. Da. Și acum că ne și apropiem de final, voiam să te mai întreb ceva legat de familie, că știu că ai o soție și Cornelia și fiica ta Maria, o familie minunată, și vreau să te întreb, pentru că nu știu dacă ai observat că e un trend, nu este de acum, este de mai mulți ani, și mulți oameni se focusează foarte mult pe partea profesională și neglijează aspectul ăsta personal. Foarte corect. Și sunt curioasă cum vezi tu lucrurile astea. Dacă aș da un sfat, ar fi acela că mindset-ul trebuie să fie foarte bine stabilit. Baza piramidei este familia. Atât timp cât ea este îngrijită și cu atenție din partea ta, atât timp cât ei dorm, eu uneori lucrez. Astfel încât să nu pierd momentele din timpul zilei. Spre exemplu, dimineața, dacă mă trezesc la 4, nimeni din casă nu se trezește la 4. Soția și cu pitica se trezesc undeva la ora 7. La ora 7 am pus stop la tot. De la 7 până în ora 8, cât timp suntem în casă, facem lucruri împreună, dar suntem atenți acolo. Dacă vom încerca, exact cum se mai întâmplă de obicei la oameni, să gândească și la acasă atunci când sunt la muncă, și invers, și acasă și acasă despre ceva de la muncă, cumva te nu este un timp de calitate pe care o oferi. Și tu ești prezent. Prezent. Asta este cuvântul. Asta poți să zici. Prezent. Dacă ești prezent, și la asta am lucrat extrem de mult, pentru că nu-l aveam, cum ai spus și tu, toți tindem să ne dorim mai mult, să facem mai mult tot timpul și uităm ceea ce avem. Foarte important, familia. Fără de acest lucru, nu pot să spun că avem cum să creștem. Nu avem cum. E imposibil. Atât timp cât ești fără un picior, cu siguranță vei și chiopăta. Și piciorul acela este foarte important. Baza piramidei este familia. Doresc extrem de mult să se înțeleagă faptul că pentru a ajunge la această concluzie a trebuit să treacă timp, să fac greșeli din care să învăț. Asta e mare lucru ce ai spus. Deci că așa, știi cum e? De fapt, învățarea se produce doar când când ne uităm, reflectăm la ce am făcut, știi? Corect. Că așa, altfel nu ai cum să schimbi ceva. Exact. Că nu mă înțelegi, nu e ok din ceea ce tu spui. Nu. Trebuie să înțelegem ceea ce facem greșit, să acceptăm că asta am făcut greșit la început. Și soția a fost mereu acolo, persoana care, știi, e foarte important să fim uniți ca să putem merge mai departe. Da, e mare lucru. Foarte. Răzvan, dacă ne apropiem de final și adică chiar să termine emisiunea, și vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi. Mi-a făcut mare plăcere și sper să fie cât mai mulți antreprenori ca tine care să aibă aceste valori așa de frumoase cum sunt ale tale. Și mulțumesc, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Pe curând! Vă mulțumesc! Această emisiune v-a fost oferită de Standard Oil Hidroizolații. Pentru orice proiect avem soluții profesionale.